Salutare, dragi și drage, eu sunt Alina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, abonați-vă, lăsați-mi și gândurile voastre în comentarii și totodată vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți, vă mulțumesc că îmi lăsați comentarii, vă mulțumesc că vă abonați, vă mulțumesc că îmi dați like pe Facebook și follow pe Instagram, acolo puteți să-mi scrieți și mesajele voastre și eu vă răspund cât de repede pot. Astăzi, nu știu dacă am fost titlul care trebuie, însă sunt așa cuprinsă de o foarte mare euforie și încântare deopotrivă pentru că, cum să vă spun, am făcut o comandă de pe un site spre care de obicei nu mă duceam, însă cumva am fost îndemnată de nevoia de a avea un parfum și anume această minunăție de Gritty. Tutu se numește parfumul. Haideți să vă povestesc un pic despre el. Dacă sunteți noi, probabil nu cunoașteți povestea, dar persoanele care mă urmăresc deja de ceva timp știu povestea. Acest parfum Gritty, Tutu, este un parfum de super nișă, este un parfum foarte scump, cel puțin pentru bugetul meu. Eu l-am testat în Douglas acum, cred că 6 săptămâni și am și făcut un video despre asta, despre cât de mult îmi place parfumul ăsta și despre cât de mult îl ador. Însă, fiind cumva peste limita mea de buget, automat nu mi l-am putut cumpăra. Eram dispusă la un moment dat să dau economiile de pe vreo 2 luni doar ca să mi-l cumpăr. El costă, ca să înțelegeți ce înseamnă pentru mine, foarte scump. El la preț întreg pe Douglas sau în Douglas, acest extract de parfum de la brandul Gritty, parfumul se numește Tutu, costa la preț întreg 1390 de lei și dacă prindeai vreo reducere, oricum era sub 1300, undeva între 1000 și 1300 de lei. Ceea ce nu știu dacă pentru voi ar însemna că este scump sau nu, pentru mine însă este foarte scump, motiv pentru care nu mi l-am luat. La un moment dat eram pe un grup de Facebook și am postat acolo cumva cerând sfaturi despre ceea ce ar fi bine să fac, dacă să-l iau sau să nu-l iau, și cineva m-a sfătuit să mă îndrept spre site-ul numit esențedelux.ro. Și pentru că acolo persoana respectivă care administrează această firmă, acest site, are colaborări cu, mă rog, diversi distribuitori și poate mi-l poate aduce la un preț mult mai mic. Ceea ce am și făcut, am fost foarte sceptică la început, pentru că dacă mă cunoașteți, știți că nu prea cumpăr parfumuri care sunt cumva cu mult sub prețul pieței și în cazul de față am zis, măi, oricum ar fi, hai să vedem dacă îmi demonstrez încă o dată că a cumpărat de la un site care vinde parfumuri ceva mai ieftine nu este ok sau dacă mă înșel. Și asta am și făcut, am comandat acest parfum de la domnul de la esențedelux.ro, el mi-a trimis un fel de XL cu parfumuri pe care el le poate aduce și prețul aferent și acesta a costat 490,48 de lei, ceva de genul ăsta. A durat foarte mult până a ajuns, a durat cam 5 săptămâni din momentul în care eu am făcut comanda până când mi-a ajuns. El a ajuns vineri, eu vineri n-am fost acasă și l-a luat o vecină pentru că îmi doream neapărat să pun mâna pe el și în momentul în care l-am testat, eu am plecat cu așteptări foarte mici, vreau să înțelegeți chestia asta. Eu mă așteptam să fiu un fake ordinar și să nu-mi placă deloc și să fiu super dezamăgită, însă a fost un risc pe care mi l-am asumat pentru că parfumul ăsta este tester, este un parfum tester. Exista și parfumul original, adică parfumul cumva în cutie. Parfumul în cutie costa 591 de lei, oricum era sub prețul pe care îl găseam în Douglas și acest parfum care este marketat drept tester, el a costat 490, ceva. Acum, haideți să vi-l arăt. El a venit într-o cutie albă, nemarcată, însă a venit cu capac, așa arată capacul. Știți că eu eram foarte încântată de modul în care arată capacul și îmi plăcea foarte tare. Și să văd dacă se și focalizează, nu știu dacă vrea să se focalizeze aici, așa. Deci capacul este exact ca o marmură roz foarte frumoasă și asta este sticla cu totul. Deci Gritty, Tutu,
Este un parfum, un extract de parfum la 100 de mililitri. Pentru mine, parfumul ăsta înseamnă puritate, dar nu puritate din aia de musc, ci mai degrabă o puritate fructată, un pic pudrată, pentru că are în el note de smeură cu heliotrop și cred că toate astea au o bază vanilată. Este exact ca, ca un tutu. Cred că numele își face foarte bine treaba. Eu îl iubesc, e puțin spus. Este un parfum care mă satisface din absolut orice punct de vedere. Mi-e foarte greu să vorbesc despre el pentru că cumva și faptul că l-am cumpărat la un super preț și faptul că este ceea ce trebuie la un super preț mă face să zic, wow, așa ceva nu există și mă bucur foarte mult că persoana de pe Facebook care mi-a recomandat să mă duc să întreb de el, cumva dacă nu mă urmărește și dacă voi știți postarea mea, chiar vă rog să... îmi dați un text sau să-mi spuneți care e postarea pentru că nu reușesc să o mai găsesc, însă acest Gritty este incredibil. Ce simt eu din el? Eu simt o smeură cremoasă, simt heliotropul. Eu v-am mai vorbit vouă despre heliotrop și despre cât de mult îmi place mie heliotropul. El este, heliotropul este o floare care are în același timp o notă catifelată, pudrată, dar fără să fie pudratul ăla clasic, care te duce cu gândul spre vintage și spre o pudrieră vintage, ci mai degrabă heliotropul are așa o notă un pic cremoasă, un pic vanilată pe lângă nota aia pudrată și Gritty ăsta este exact ceea ce spune. Doamne, cât mă bucur, nu aveți idee cât de mult mă bucur că am acest parfum în această formă la prețul pe care l-am dat pe el. Ca persistență acum, poate că v-ați aștepta la un parfum care în mod normal costă 1300 de lei să persiste foarte bine. Ei bine, nu este așa. Dacă plecați cu așteptările astea, trebuie să vi le coborâți un pic, pentru că el undeva la 4 ore, din punctul meu de vedere, persistă. După 4 ore se apropie foarte mult de piele. Chiar sâmbătă am fost la o petrecere și discutam cu o prietenă despre parfumuri și despre cât de mult ne plac anumite parfumuri și eu îl purtam pe acesta și ea, întrebându-mi ce parfumuri mi-am mai luat, i-am spus despre el și zicea că nu se simte foarte tare, însă în momentul în care s-a apropiat de gâtul meu, chiar mi-a zis, wow, ce bine miroase, este incredibil. Deci da, este un parfum apropiat de piele. După 4 ore, vă spuneam, eu simt nevoia să-l reaplic, însă el se mai resimte undeva la în spațiul tău foarte personal, deci este un parfum apropiat de piele și intim, dar este un parfum de vis. Este gingaș, este feminin, este pudrat. Este un parfum care inspiră fericire și te îmbie la fericire. Deci da, îmi place. Tutu Gritty de pe esențedelux.ro este minunat. Bun, ăsta este el. Este, cred că, cel mai scump parfum din colecția mea, dacă ar fi să mă gândesc la prețul de magazin, pentru că așa mai am pluriel, așa mai am câteva de la un brand din Elveția, dar cred că în viitor o să fac un video despre parfumurile mele de nișă ca să le vedeți și voi. Deci, Gritty de pe esențedelux.ro, este genial acest site, esențedelux.ro, și sigur o să mai comand de la ei. Acum, aștept în comentarii, spuneți-mi și voi dacă cunoașteți acest site și dacă ați mai comandat de la ei. Cam atât pentru astăzi, pa, pa! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up on